O tradiție străveche ce încă se păstrează cu sfințenie în unele gospodării din țara Zarandului este împistritul ouălor de Paște. Pentru aceasta este nevoie de minime aptitudini pentru desen, precum și de foarte multă îndemânare și răbdare. Astfel, odată cu acestea, mai sunt necesare și o sursă de căldură de ceară, un recipient pentru topirea cerii, vopselele, un instrument numit pișiță, condei și ouă. Monica Doșan, muzeograf și etnolog din această zonă, spune că pentru încondeierea unui ou are nevoie de minim 30 de minute, dar timpul fluctuează în funcție de complexitatea desenului realizat. Când ați decorat primul ou, vi-l mai aduceți aminte? Primul ou pe care l-ați decorat? În jur de 9, 8, 10 ani să fi pus mâna pe pișiță, pentru că doar femeile în vârstă aveau acces la pișiță, care aveau experiență. Noi copiii nici nu prea ne acceptau în jurul lor. În ce an datează acest obicei sau această tradiție? Am căutat într-adevăr și am găsit în studiu amplu făcut de Arthur Gorovei la începutul secolului 20, am găsit notat că Del Chiaro, un călător italian, pe la 1700, a notat că la curtea domnească din București era obiceiul de Paști ca principesa să dea boierilor ouă frumos decorate, spune el. Obicei sou tradiție în care femeile valahe sunt mari specialiste. Tot Gorovei spune că la expoziția de la Kiev din anul 1907, ouăle împistrite sau decorate de femeile din Basarabia, spune, nu Bucovina, au fost foarte apreciate. Și tot Gorovei spune că împistritul ouălor de Paști cu ceară se practica în toate zonele țării, ba mai mult și în afara granițelor țării, Bulgaria, Macedonia, Ucraina, Slovacia, Ungaria, mai ales unde erau populații de vlahi. Ești fica doamnei, da, Monica. Tot așa. Tu văd că, da, duci cu siguranță mai, da, departe. Îmi place foarte mult, mai ales că este o muncă migăloasă și mie îmi plac detaliile. Sunt ilustrator de carte de meserie și grafician și chiar și în ilustrațiile mele sunt foarte multe detalii, multe inspirate din arta meșteșugului. Practic așa am început. Cum spunea și mama, la început ne întâlneam în vecini, noi copiii eram pe acolo, mai mult încurcam, că nu prea ne lăsa nimeni să desenăm, că nu ne pricepeam și era și periculos pentru că ceară e fierbinte, dar la un moment dat ne mai lăsau să mai colorăm sau să le introducem în vopsea și abia pe la 10-11 ani am început eu și am prins cumva, era ca un drog, nu mă mai puteam opri, chiar inventam după aia modele. Ne apropiem cu pași repezi de una dintre cele mai mari sărbători creștine, Paștele, iar gândul nostru se întoarce mai des spre anii copilăriei, spre casa bunicilor, spre lumea satului cu obiceiuri și tradiții din străbuni. Așadar, sărbătorile petrecute în sânul familiei, alături de care puteți să împistriți ouăle așa cum vă doriți, sunt cele mai de preț momente pe care ar trebui să le prețuim cu adevărat.